Prin vicepreședintele ALDE Giurgiu, Ovidiu Andrei și el consilier județean, l-a acuzat pe copreședintele PNL Giurgiu Dumitru Beianu că i-ar fi obligat pe consilierii județeni liberali să nu participe la ședința de ieri a Consiliului Județean. Ovidiu Andrei a recunoscut totuși că liberalii ar fi putut să vină la ședință chiar dacă Beianu le-a cerut să nu o facă. Ar fi fost într-adevăr foarte indicat și ar fi fost într-adevăr un semn de demnitate și ceva onorabil ca acei consilieri, chiar dacă au fost amenințați, să vină în plen și, dacă se proceda la excluderea lor din partid și urmând procedurile legale mai departe, înaintarea către prefectură pentru a se emite ordinul de încetare a mandatului înainte de termen, atunci ar fi putut foarte simplu să demonstreze că au verticalitate și că domnul Beianu a comis încă o dată un abuz. Au fost foarte disciplinați din punct de vedere politic. Adică și-au trădat alegătorii. Da. Da. Sau mai bine zis, se poate numi sperjur când nu respecti un jurământ? Copreședintele PNL Giurgiu Dumitru Beianu este însă de altă părere. El ne-a transmis telefonic un punct de vedere cu privire la această situație. Problema acestui proiect cel mai complex, cel mai scump din portofoliul Consiliului Județean, sistem de management integrat al deșeurilor solide, necesită foarte mult timp ca să fie explicat unor persoane cu bagaj de informații insuficient. Presa știe destul de multe despre acest proiect și o să punctez doar două idei foarte importante. Miza blocării acestui proiect este atât de mare, repercursiunile pot fi atât de consistente și îngrijorătoare chiar pentru toți cei care sunt implicați, încât mi-a fost foarte ușor să-i conving pe colegii mei, consilierii județeni PNL, de atitudinea pe care trebuie să o abordeze în această ședință. N-a fost vorba nici un moment de vreo amenințare la adresa lor, cu atât mai puțin de presiuni sau alte asemenea gesturi care nu mă caracterizează și pe care oricum le-aș fi putut impune. Am colegi care au experiență de administrație, pe care îi cunosc de mult, am avut și avem și în prezent, vom avea și în viitor, relații de colegialitate, colaborare și respect reciproc. Așadar, resping toate aceste acuzații și o să dezvolt tema mâine dimineață în conferința de presă a PNL. Pentru ședința Consiliului Județean, care a fost convocată ieri, erau pregătite și proiecte de hotărâre care vizau desemnarea unor alți reprezentanți ai Consiliului în asociațiile de dezvoltare intercomunitară pentru apă canal, gestionarea deșeurilor și iluminat public. Surse din cadrul Consiliului Județean afirmă că una dintre cele trei funcții ar fi urmat să îi se acorde lui Ovidiu Andrei, iar alta unui reprezentant al PSD.